În urma confirmării celor 19 cazuri noi de buzoieni infectați cu noul coronavirus, am luat decizii importante în această noapte. În cadrul unei ședințe a CJCCI Buzău, pe care am convocat-o de urgență, am stabilit măsura de a institui carantina timp de 14 zile pentru cartierul Poștă din municipiul Buzău, la propunerea Direcției de Sănătate Publică. Ulterior, am și primit validarea de la Comitetul Național de Coordonare și Conducere a Intervenției. Am convocat în această seară Comitetul Județean pentru Situații de Urgență pentru comunicarea și aprobarea măsurii. Cei 19 pacienți au fost transferați la Spitalul Municipal Râmnicu Sărat și la Institutul Victor Babeș din București. Cartierul carantinat are o populație de circa 2000 de locuitori. Aprovizionarea cu alimente și bunuri de strictă necesitate va fi asigurată de către autoritățile locale.